Hello, hello! Bine v-am regăsit, dragii mei pești! În acest video v-am pregătit o etalare foarte specială pentru perioada dintre echinocțiul de toamnă și solstițiul de iarnă, ca să vedem la ce vă puteți aștepta pe partea de dragoste, sănătate și afaceri, bani și carieră. În primul rând, aici pe partea de dragoste, a ieșit pentru voi o carte foarte frumoasă, este vorba de Arcana Major, Forța, Puterea, împreună cu Asul de Bâte. În această toamnă va trebui, în privința dragostei, să demonstrați foarte mult autocontrol. Ăsta este leitmotivul vostru în dragoste. Și să încercați să construiți o relație bazată pe încredere. De asemenea, fiți atenți la leii din viața voastră, pentru că aici s-ar putea să joace un rol foarte important pentru voi în privința dragostei în această toamnă. Fie că aveți o relație cu un leu, fie că sunteți interesat de un leu, poate chiar voi aveți anumite plasamente planetare în leu, sau poate pur și simplu un prieten sau o cunoștință din zodia leu vă dă un sfat, vă ajută cumva în direcția aceasta de dragoste. Asul de bâte din această carte ne arată că e vorba și de multă pasiune la mijloc. De aceea și nevoia de autocontrol, pentru că dacă vă lăsați purtați de pasiune, toată relația asta o să ardă foarte rapid ca un chibrit și pe urmă o să se stingă, la fel de rapid cum a ars. Așa că aveți grijă aici, trebuie să manevrați cu foarte mare finețe acest echilibru între pasiune și control. Hai să clarificăm pentru lei. Pe partea de dragoste, la ce vă puteți aștepta în luna octombrie, în noiembrie și în luna decembrie. Pentru voi ieșit aici la clarificare pe dragoste, cavalerul de săbii, împărăteasa și treiul de monede. Dacă vă țineți departe de bârfe, de intrigi și aveți grijă la felul în care comunicați, puteți să aveți o toamnă foarte, foarte frumoasă din punct de vedere emoțional. Pentru cei singuri, aici în luna octombrie, există posibilitatea ca o relație să se înfiripe foarte rapid. Și la început totul e foarte frumos, foarte roz, mai ales în luna noiembrie, aici sunteți pe culmile fericirii, dar o să vă dați seama în decembrie că de fapt e foarte mult de muncă, adică după ce trece partea asta de atracție inițială, după ce trece etapa asta de noutate și de intensitatea pasiunii, o să vă dați seama că dacă vreți să faceți această relație să funcționeze, aici trebuie să munciți foarte mult, trebuie să învățați foarte multe despre omul de lângă voi și la fel și această persoană trebuie să învețe multe despre voi. Iar dacă cele două persoane sunt dispuse să depună acest efort, se poate, bineînțeles că se poate, dar trebuie ca ambii parteneri să fie dispuși să depună această muncă. De asemenea, aveți grijă în noiembrie, dacă nu vă doriți o sarcină neplanificată, să folosiți toate măsurile de precauție necesare. Pentru cei care nu mai sunteți la vârsta de a avea copii, fiți atenți în noiembrie pentru că familia voastră se mărește cumva. Poate nu aveți voi copii, dar poate copiii voștri sau copiii unor prieteni apropiați sau cineva aici își mărește familia. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, în luna octombrie, evitați certurile cu orice preț. În luna noiembrie, e important să vă răsfățați partenerul sau partenera. Același mesaj e valabil aici și pentru voi. Dacă vă doriți un copil, e o lună foarte fertilă, puteți să faceți acest lucru. Dacă nu mai sunteți la vârsta de a avea copii, fiți atenți în noiembrie pentru că cineva apropiat vouă își mărește familia. În luna decembrie, o să aveți foarte mult de muncă împreună cu partenerul sau partenera voastră și aici e important să rețineți că voi doi sunteți o echipă și să nu vă lăsați dezbinați. Poate că unul dintre voi are de dat niște examene, poate că unul dintre voi s-a reîntors la școală, la un masterat, la o facultate și aici în luna decembrie se întâmplă
anumite lucruri, poate în viața profesională, poate în sănătatea voastră sau a partenerului vostru, care necesită ca cei doi oameni din relație să lucreze împreună și să se susțină unul pe celălalt. Per total, e o toamnă frumoasă pentru pești în privința emoțiilor, a sentimentelor, a situației voastre de dragoste și a relațiilor voastre. Rețineți, cheia este autocontrolul. Și acum hai să mergem mai departe, să vedem în privința sănătății la ce se pot aștepta peștii în această toamnă. Pentru voi a ieșit aici 6 de monede. O să primiți un ajutor financiar ca să tratați o problemă de sănătate. Dacă aveți nevoie de acest ajutor, o să vină. Dar mare atenție că aici și dieta este foarte importantă pentru voi. Și prevenția este foarte importantă pentru voi. Și dacă trebuie să scoateți niște bani din buzunar ca să mâncați mâncare mai bio, mai organică, ca să vă gătiți voi singuri în casă, ca să luați niște suplimente, niște vitamine, niște minerale, faceți acest lucru pentru că este o investiție în voi înșivă, o investiție în sănătatea voastră pe termen lung. Și acum hai să clarificăm acest 6 de monede pe partea de sănătate, la ce se pot aștepta nativii din zodia pești în luna octombrie, în noiembrie și în decembrie. Wow! Aici lucrurile sunt complicate. Pentru voi au ieșit îndrăgostiții, turnul și 5 de monede. Alegerile pe care le faceți în luna octombrie sunt foarte, foarte importante. Și aici mare atenție pentru nativii din pești. Dacă în octombrie alegeți să amânați o intervenție chirurgicală sau să nu luați un tratament sau să nu începeți un anumit protocol preventiv pentru sănătatea voastră, acest lucru o să vă coste foarte mult. Pentru că, uitați, aici în luna noiembrie avem turnul. Turnul este un moment de criză. Turnul este un moment în care pierdeți ceva. Poate trebuie să renunțați la niște obiceiuri, la niște alimente, la niște vicii. Aici în luna noiembrie pentru pești se schimbă radical rutina voastră zilnică. Și știți care e partea cea mai tristă? Că în luna octombrie voi ați avut toate șansele să luați deciziile necesare ca să nu vă confruntați cu acest moment de criză. Dar aici voi o să plătiți prețul, consecința propriilor voastre fapte, propriilor voastre acțiuni sau poate a lipsei de acțiune la momentul potrivit. În luna decembrie încă resimțiți oarecum acest moment de turn din noiembrie. Dar nu mai este cale de întoarcere. Nu mai aveți cum să reconstruiți turnul exact cum era el în trecut. Aici va trebui să vă uitați atent în jurul vostru, pentru că aveți oameni care vor să vă ajute. Încă mai sunt niște soluții pe care nu le-ați investigat, de care nu ați aflat. Și de aceea va trebui în luna decembrie să nu vă lăsați cuprinși de disperare, pentru că situația nu e chiar atât de nasoală. Da, ați avut un moment de criză, poate că ați avut o criză biliară, poate că ați avut niște pietre la rinic, poate că, nu știu, care a fost problema voastră în noiembrie. Dar lucrurile nu sunt chiar atât de nasoale cum vi se pare vouă și aici aveți grijă, pentru că vă știți, dragii mei pești, că aveți tendința asta spre depresie, spre pesimism. Și chiar nu e cazul. Cu 5 de monede voi vă simțiți singuri, vă simțiți izolați, simțiți că nu mai este cale de scăpare, dar dacă deschideți atent ochii și vă uitați bine în jurul vostru, o să vedeți că încă nu ați apelat la toate cunoștințele, la toate relațiile, la toți medicii, la toți specialiștii. Încă nu ați ajuns la acest ghiocel din colțul din dreapta jos. Fiți foarte atenți la gemenii din viața voastră și fiți foarte atenți la modul în care lucrurile care se întâmplă în relația voastră, în emoțiile voastre, în sentimentele voastre, vă influențează starea de sănătate. Aici turnul poate fi evitat, 5 de monede poate fi evitat. Dacă faceți alegerile corecte în octombrie, nimic nu este bătut în cuie încă. Eu aici vă arăt doar o posibilitate, dar voi puteți să luați alte decizii și să duceți
etalarea într-o altă direcție. Aici turnul, spre exemplu, poate să fie unul autoimpus de voi. Puteți voi, de bunăvoie, să renunțați la un viciu, să renunțați la niște alimente, să renunțați la niște obiceiuri. Dar alegerea este a voastră, da? Asta ne arată îndrăgostiția. Alegerea este în mâinile voastre. Și hai să mergem mai departe, să vedem în privința afacerilor, a banilor, a carierei voastre, la ce vă puteți aștepta. În această toamnă, pentru pește, a ieșit aici 10 de bâte. La fel ca la berbec și la fel ca la fecioară. Fecioara, care este semnul zodiacal de vis-a-vis de voi. Deci, aici fiți atenți la berbecii și fecioarele din viața voastră, dar fiți atenți și la soțul sau la soția voastră. Acest 10 de bâte ne spune că o să aveți mult de lucru. Se pune presiune pe voi. Se așteaptă lucruri mari de la voi. Și e important să nu cedați, să nu vă dați bătuți. Să finalizați tot ce puteți finaliza în acest an, înainte de sărbători. Să duceți la bun sfârșit cât de multe proiecte puteți. Nu intrați cu codițe, cu restanțe în anul următor. Și hai să clarificăm acest 10 de bâte pentru nativii din Pești, la ce vă puteți aștepta în luna octombrie, în luna noiembrie și în luna decembrie. Pentru voi a ieșit aici la clarificarea de afaceri, bani și carieră, încă o dată 10 de bâte, 8 de cupe și judecata. 10 de bâte clarificat cu 10 de bâte mi-arată că luna octombrie va fi cea mai încărcată și cea mai dificilă pentru pești. Și e momentul ideal să duceți lucrurile la bun sfârșit, să nu renunțați. Finalizați toate proiectele pe care le puteți finaliza în octombrie. Fiindcă uitați aici, în noiembrie vă doriți să plecați. Veți simți nevoia de o schimbare. Vreți ceva mai mult decât ce aveți acum, la momentul actual. Și în luna noiembrie, dacă v-ați finalizat restanțele din octombrie, puteți să o porniți în această nouă direcție. O să fie oarecum jumătate fericită, jumătate tristă această schimbare, pentru că v-ați obișnuit acolo unde erați, erați în zona voastră de confort, da, era mult de lucru, dar măcar știați ce aveți de făcut. Ei, aici 8 de cupe vine și vă spune că schimbarea este inevitabilă, trebuie să o faceți și voi simțiți că vreți să o faceți, dar oarecum, na, cu această schimbare știți că lăsați în urmă odată și pentru totdeauna tot ce a fost până acum în cariera voastră. Și aici, în decembrie, a apărut pentru voi karma, judecata. Este o ultimă șansă să reparați ceva, să încercați ceva. Dacă toată viața voastră voi ați vrut să faceți anumit lucru, să aveți un anumit loc de muncă, să lucrați pentru o anumită companie, ei, uite, aici în decembrie este ultima șansă să revizitați acest vis. Dacă mai rezonați cu acest vis, dacă încă sunteți pe aceeași lungime de undă cu această aspirație, dorința voastră din trecut. Și aici e marele semnal de alarmă. Pentru acei pești care nu au dus la bun sfârșit tot ce trebuia să se finalizeze în octombrie, în luna decembrie o să trebuiască să revizitați acele proiecte, să reluați, să refaceți, să verificați, să modificați și să reparați tot ce ați greșit în octombrie. E alegerea voastră cum vreți să vă folosiți de energia de karmă, de judecată. Vreți să vă folosiți de ea ca să vă împliniți un vis din trecut? Ok, atunci puneți osul la treabă în octombrie și finalizați tot ce aveți de finalizat. Dacă nu faceți treaba asta, momentul din decembrie în care vine karma, în care vine judecata și vă mai dă o șansă, nu o să fie o șansă să vă împliniți voi visul, ci o să fie o șansă să reparați ce ați greșit în trecut. Iarăși, decizia este voastră, aveți liberul arbitru și trebuie să vă și asumați un pic consecințele faptelor voastre, consecințele deciziilor voastre. Per total, nu e etalare rea, adică în privința dragostei totul este superb, e foarte frumos. Pe sănătate, depinde ce decizii luați. Pe carieră, iarăși depinde cum vă comportați. Aici vreau doar să vă repet că viitorul nu este bătut în cuie și încă mai aveți niște chei pe care le puteți folosi ca să schimbați direcția în care vă îndreptați. Eu doar vă arăt că dacă nu ieșiți din energia în care sunteți acum, din starea mentală și emoțională în care sunteți acum,
În sănătate și în carieră nu vă văd mergând într-o direcție pozitivă. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de această interpretare, cum se aplică pentru voi. Nu uitați să vă uitați și la interpretarea pentru ascendentul vostru, pentru semnul zodiacal în care aveți luna sau alte plasamente planetare importante, pentru că de acolo o să vă vină clarificări. Și înainte să finalizăm, ca să nu terminăm așa pe o notă negativă, vreau să vă scot și o carte dintr-un set oracol care mie mi-e foarte drag. The Universe Has Your Back, sau Universul este de partea ta, Universul te susține, ca să vă motivez totuși puțin și să vă aduc aminte că divinitatea este totuși de partea voastră. Hai să vedem. Pentru pești, o carte de încurajare care vă spune în felul următor. Atunci când am curaj să fiu liber sau liberă, aduc lumină în lumea mea, aduc lumină în viața oamenilor dragi mie. Așa că, dragii mei pești, în această toamnă, fiți neînfricați, fiți liberi, fiți așa cum vreți voi să fiți și asumați-vă acest lucru. Sper să aveți o toamnă minunată, vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final și vă aștept și în etalările zilnice. Pa, pa!